Este oficial, intrăm în Schengen cu frontierele aeriene și maritime din martie 2024. Confirmarea a venit astăzi de la premierul Marcel Ciolacu. Deocamdată nu este clar când vor fi adăugate și frontierele terestre, dar oficialii români spun că negocierile cu omologii austrieci vor continua la fel de intens. Pe de altă parte, Ministerul de Interne al Austriei a precizat pentru agenția France Press că includerea frontierelor aeriene și maritime nu constituie apartenență deplină la spațiul Schengen și că nu a prezentat un calendar de implementare în acest sens. România și Bulgaria vor fi admise în spațiul de liberă circulație din martie 2024, odată cu intrarea în vigoare a orarului de vară din aviație. Asta înseamnă că vor fi eliminate controalele de documente în cazul călătoriilor între state Schengen efectuate pe calea aeriană sau maritimă. După 13 ani de așteptări, avem în sfârșit un acord politic. Acesta urmează să fie pus în practică în scurt timp și la nivel oficial printr-o decizie a reprezentanților tuturor statelor membre din Uniunea Europeană. Negocierile cu Austria, țara care se opunea extinderii, au fost foarte strânse și s-au finalizat în ultimele zile cu compromisul integrării în două etape. Cred că este o soluție bună și singura soluție posibilă pentru intrarea României în spațiul Schengen, pentru că opțiunea era fie să așteptăm din nou, poate chiar 13 ani, fie să intrăm în două etape, așa că a fost mai bine că am ales intrarea în două etape, care conduce la un proces irreversibil de intrare în spațiul Schengen. Și totuși, înțelegerea de acum nu prevede un calendar și pentru includerea frontierelor terestre, dar autoritățile române spun că vor face presiuni pentru a obține un acord în 2024, mai ales că eliminarea controalelor la granițele terestre este esențială pentru reducerea pierderilor economice cauzate de cozile infernale de camioane din vămi. Opoziția a ieșit la atac. Ne vând o înfrângere cap, o victorie, încearcă să ne păcălească. Românii astăzi, când stau de vorbă cu dumneavoastră, stau la cozi cu orele să intre sau să iasă din țară, vor sta la fel și din aprilie după această așa zisă mare victorie a PSD și PNL. Este, cum spuneam, praf în ochi. Miza reală este accesul Schengen pe cale terestră. Acordul politic despre care vorbesc autoritățile trebuie validat de forurile europene. Un prim pas va fi votul în cadrul Comisiei Reprezentanților Permanenți la Bruxelles, așa numitul Consiliu Coreper, urmat de o decizie formală în următorul Consiliu Justiție și Afaceri Interne, programat la începutul lunii martie a anului viitor. Cu ocazia acestor reuniuni, oficialii români vor să forțeze partenerii de negociere să accepte o dată certă și pentru includerea frontierelor terestre, dar Austria s-a dovedit inflexibilă în această privință.